Un taximetrist din Oradea i-a uimit până și pe anchetatori. Bărbatul s-a dat drept femeie pe un site de socializare și a reușit să obțină de la doi bărbați peste 25.000 de euro. Acesta nu s-a întâlnit niciodată cu ei, însă a reușit să-i convingă să-i trimită banii constant. Georgiana Botez a urmărit acest caz și vine cu detalii. Bun găsit, scenariul era de fiecare dată același. La început le câștiga încrederea și chiar iubirea, ca mai apoi să le ceară bani ca să-și plătească chiria. Cei doi bărbați au primit telefoane și de la așa ziși răpitori, care amenințau că iubita virtuală le va fi dusă în străinătate și obligată să se prostitueze. Astfel, un bărbat a fost înșelat cu 5.000 de euro și altul cu nu mai puțin de 20.000 de euro. Pentru că și-a dat seama că ceva nu este în regulă, unul dintre bărbați a mers la poliție. Inițial, taximetrist nu a vrut să recunoască faptele, dar l-au dat de gol telefonul de pe care suna în calitate de răpitor și cel unde avea contul de Facebook în care se dădea drept femeie. Pus în fața probelor, a recunoscut că a făcut toate acestea pentru că avea nevoie urgentă de bani, având datorii la cămătari. Taximetristul actor a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare pentru șantaj. În plus, va trebui să restituie banii obținuți de la cei doi bărbați și să muncească 120 de zile în folos comunității. Sentința nu este însă una definitivă și ea poate fi atacată la Curtea de Apel din Oradea.